Stimați colegi, noi astăzi începem, se poate de spus, un eveniment foarte important, activitățile anul nou 2017 în cadrul Academiei de Știință. Eveniment care este prelejit cu lansarea volumului Enciclopedia Moldovii, un studiu care este unical în sensul său și, în primul rând, prin aceea că el reflectă trecutul, vorbește de prezentul și este îndreptat spre viitorul. Lucru care, în cea mai mare parte, a conjugat în jurul său mai mulți academicieni savanți din țara noastră, dar și de peste hotare, care au scris aceste articole integrate în acest important volum. În cea mai mare parte aș dori să aduc sincere felicitări, în primul rând, a celor care a zămislit această idee, conducerea Academiei de Știință a Republicii Moldova, în persoana domnului academician președinte Gheorghe Duca, în același timp Institutul Enciclopediei, care a depus multe eforturi în primul rând. Cel mai important, spun eu. Acei care au contribuit prin energia sa, sub conducerea domnului profesor doctor habilitat Constantin Manolache, cu echipa lui, dar și acei care au scris aceste articole, care au muncit asupra reflectării acelor importante evenimente, date, fapte, nume, care ne fac faima țării, ne fac faima, deci, științei din Republica Moldova. Felicitând pe acei care a contribuit la lansarea, pregătirea acestui volum foarte important, aș dori să propun doctorului abilitat Constantin Manolache să facă o scurtă prezentare acestui volum și după aia a să mergem la luarea de cuvinte. Dar a să am o mare rugăminte pentru acei care sunt înscriși în lista comentatorilor să ții cont de regulamentul, nu mai mult de 10 minute. Dacă se accepte din partea de asta. 5 minute. Eu am spus nu mai mult, dar dacă ați fi mai puțin, mult mai bine. Domnule profesor, vă rog frumos, cuvântul să ofere dumneavoastră. Stimați oaspeți, onorată asistență, astăzi ne-am adunat la lansarea volumului 1 al Enciclopediei în 10 volume, care de fapt este cel de-al doilea, după editarea volumului de sinteză Republica Moldova Enciclopedie. În primul rând, voi menționa că președintele Academiei de Știință a Moldovei, domnul academician Gheorghe Duc, președintele Consiliului Științific-Redacțional, a transmis tuturor participanților la această întrunire a noastră un cuvânt de salut. Din motive obiective, dumnealui nu poate să participe la ședința de astăzi, dar oricum dumnealui este cu noi și cu această ocazie voi menționa că acest proiect a fost inițiat, tutelat, organizat și mobilizat de către președintele Academiei, care îi mulțumim și pe această cale. După cum s-a mai spus în mai multe rânduri, după anunțarea proiectului de cercetare Enciclopediei Moldovei în 10 volume, noi practic am început de la zero. S-a depus o muncă enormă de pregătire pentru demararea proiectului propriu-zis. Pentru a realiza această nouă lucrare fundamentală, instituția de cercetare a pus la temelie o nouă abordare în cercetare, care constă în actualizarea cadrului conceptual, de ideologizarea conținuturilor, reevaluarea unor spații falsificate sau tabuizate, precum fapte, evenimente, personalități istorice și din viața publică, oameni de știință și artă, lucrări literare și artistice, contribuții științifice naționale și universale.
Proiectul științific Enciclopediei Moldovei este atât de vast și de complex încât s-a impus o strategie complexă de cercetare. Concomitent cu elaborarea volumelor mari enciclopedii să fie realizate studii enciclopedice pe domenii, care să fie premergătoare și pregătitoare Enciclopediei Moldovei. Până în prezent au văzut deja lumina tiparului un șir de studii enciclopedice tematice valoroase și voi numi doar câteva din ele. Republica Moldova Enciclopedie, simbolul național al Republicii Moldova, moneda în Republica Moldova, mănăstiri și schituri din Republica Moldova, dicționar poliglot de chimie ecologică, chimie mică enciclopedie, sânjerei oameni, istorie, spiritualitate, opera moldovenească, baletul moldovenesc, sport mică enciclopedie, colecția care astăzi numără 17 titluri biobibliografie și multe alte cercetări care au deselenit din punctul de vedere al cercetării enciclopedice mai multe domenii, acumulând material în volum suficient pentru demararea proiectului în toată amploarea sa. Cercetările tematice vor continua și pe durata desfășurării proiectului, astfel că la finele realizării lui, cetățenii țării noastre să se bucure de o mare enciclopedie a Moldovei, precum și de multe studii enciclopedice aprofundate pe domenii. Toate aceste lucrări s-au învrednicit de aprecierea înaltă a specialiștilor și citorilor, de premii și distincții la diferite concursuri naționale și internaționale. Volumul 1 al Enciclopediei Moldovei începe cu prezentarea informației prin înșiruirea în ordine alfabetică a noțiunilor și cuprinde circa 5.000 de termeni, de la A, prima literă, alfabetul latin și altor alfabete, până la noțiunea basarabă. Lucrarea este un veritabil, din punctul nostru de vedere, instrument de informare și orientare în științele umaniste și arte, sociale și economice, naturale și exacte, inginerești și tehnologice, medicale și agricole. Ea prezintă într-o formulă sintetizată cunoștințele în sferele cunoașterii și ale creației artistice. Facilitează astfel accesul publicului larg la cele mai vaste informații cu caracter național și universal, din diverse sfere ale activității umane, pune în circuit unele concepte teoretice noi, precum și terminologie științifică de ultimă oră. Vreau să aduc sincere felicitări și mulțumiri tuturor celor care și-au adus contribuții la elaborarea și editarea volumul 1 al Enciclopediei Moldovei. Colegiul științific redacțional al volumului, președintelui acestui colegiu, academicianul Gheorghe Ducă, vicepreședintelui colegiului, academician Teodor Furdui, 30 de membri ai colegiului, toți academicieni, membri corespondenți și doctori habilitați, celor peste 250 de autori, consultanților și recenzenților, redactorilor științifici. Și într-un mod aparte vreau să mulțumesc specialiștilor din cadrul Centrului de Cercetări Enciclopedice, care este condus cu maestrie de către doamna doctor Lidena Țăruș, precum și întregul colectiv al instituției noastre. Sperăm ca volumul 1 al Enciclopediei va fi de un real folos pentru cercetori științifici, pentru specialiști din sfera politicului, culturii, științei și inovării, pentru cadrele didactice, juriști, medici, jurnaliști, dar și pentru publicul larg, în special pentru studenți și elevi. De asemenea, dorim ca Enciclopediei Moldovei să devină expresia epocii în care trăim și la încheierea proiectului, să remarcăm și noi ceea ce menționa Diderot în prefață la Enciclopedia franceză, prima enciclopedie modernă. Scopul Enciclopediei este de a aduna la un loc cunoștințele împrăștiate pe tot întinsul globului pământesc, de a le expune într-un sistem unic pentru oamenii care trăim împreună și de a le transmite oamenilor care vor veni după noi. Sigur că pe parcursul demarării proiectului au fost și vor fi diferite opinii, din diferite părți. Noi am găsit să rămânem pe poziția enciclopedică general acceptată, obiectivitate și imparțialitate. Cu titlul de informație vreau să vă spun că la ultima ședință a Consiliului Suprem pentru Știință și Inovare Tehnologică s-a luat decizia și ni s-a pus în sarcina instituției noastre să edităm această ediție în tiraj de 2500 de exemplare și să asigurăm distribuirea volumelor în toate bibliotecile publice din Republica Moldova. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim foarte mult, domnul profesor. Deci acum aș dori să trecem la luarea de cuvinte. Și cu mare plăcere aș oferi
cuvântul domnului academician, prim vicepreședinte Academiei din Republica Moldova, de onoare, domnului Teodor Fudul. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnule academician coordonator! Mulțumesc, colegi! Mulțumesc, domnule director! Vreau, de la bun început, să menționez că noi suntem prezenți la un eveniment excepțional pentru Academie, pentru știință, pentru cultura țării și pentru țară în întregime. Editarea unei enciclopedii este în putere unui colectiv de mari savanți, personalități care profund cunosc diferite domenii, diferite și nu numai. Eu vreau să subliniez că orice carte care este pregătită și editată cu caracter de generalizare, ea merită o înaltă apreciere. Cu atât mai mult merită o apreciere laudabilă a acestei cărți care încearcă să totalizeze tot ce este cunoscut astăzi în lume în diferite domenii. E clar că e o mare responsabilitate, fiindcă după această carte, ea va fi cartea conform căruia viitoarele generații vor determina nivelul nostru de dezvoltare intelectuală, nivelul nostru de cultură, nivelul dezvoltării științei. Adică este o mare responsabilitate pregătirea și editarea unei așa lucrări complexe. Și faptul că Academia, Institutul, acum Biblioteca Centrală Științifică și-a luat responsabilitatea, mărturisește despre nivelul lor de responsabilitate și de pregătire în diferite domenii. Eu sigur că noi toți trebuie să-i felicităm, să le mulțumim pentru această activitate. Într-adevăr, aici o tematică politematică și cere cunoștințe într-adevăr universale, cunoștințe profunde în diferite domenii. Faptul că Institutul a selectat, a găsit așa personalități care să pregătească, să prezinte articolele corespunzătoare, mărturisește despre ceea ce au efectuat acest institut. Eu sigur că acest volum el va fi apreciat la justa valoare, deși nu exclud că s-or găsi personalități care ar să caute să se anine ba de una, ba de alta, cu atât mai mult în condițiile noastre, când avem o societate destul de rezlițită. Da. Când principalul nu este adevărul, dar este
la ce partid sau la ce ești adirez. De ce în spate anul ăla? Da. Adevărul meu e principal. Da, aveți dreptate. Și totuși, mulțumesc colegi, eu sigur că aici majoritatea este expus adevărul. De ce eu sigur în aceasta? Fiindcă au participat, într-adevăr, cei mai iluști specialiști în diferite domenii. E clar că peste un timp oricare merge dezvoltarea științei, dezvoltarea culturii, unele articole poate vor necesita o oricare revizuire. Dar tot ce s-a făcut, eu sigur că noi trebuie să apreciem ca o activitate excelentă, o activitate care ne face cinste generații contemporane oamenilor de cultură și oamenilor de știință. Vă mulțumim foarte mult, stimate domnule Cădincean. Este important faptul că dumneavoastră, ca redactor șef adjunct, ați citit această enciclopedie de la scoarță în scoarță, lucru care cunosc eu, dar printre acei care tot au făcut lectura acestei enciclopedii, adică de la primul articol până la ultimul articol, a fost și este domnul academician, marele eminenciolog a contemporanității, domnul Mihai Cîmpoi. Vă rog frumos, domnul academician. Da, mulțumesc mult. Într-adevăr, sunt cel care am cam parcurs, așa ușor, dar am citit din scoarță în scoarță. Într-adevăr, am citit nu numai articolele care se referă la domeniul meu, la literatură, și am citit absolut totuși ce se referă la chimie și la fizică și la toate celelalte domenii. Și m-am convins, aici s-a pronunțat cuvântul complexitate, m-am convins că enciclopedia noastră corespunde acelui criteriu de universalitate, de nu întâmplător zicem noi, sau zic englezii, enciclopedia universală britanică. Deci este cu adevărat acest element de universalitate, nu s-a mers pe regionalism și pe localizare, deci pe domeniile noastre, deci pe sfera noastră moldovenească, basarabeană, dar s-a mers pe o cuprindere foarte largă și aceasta este un mare plus. S-a vorbit aici de colectiv, eu cam așa omit cuvântul ăsta, colectiv, știți ce se întâmplă, colectivele astea art, pe la București, pe la asta. Aș zice mai degrabă echipă, haide să zicem echipă și nu colectiv. Domnul director Manolache a reușit, cred că, să încheie o echipă, să găsească oamenii foarte și foarte care pot face acest lucru. Aici, știți, e marea problemă a unei enciclopedii de felul acesta, este documentarea. Noi suntem aruncați acum într-un ocean de informație care este greu de surprins, care este greu de cuprins și mai cu seamă sunt foarte greu acum. Serviciile bibliografice, ele sunt
nu sunt complete, nu se oferă o imagine completă. Nici nu are, aceste servicii nu au posibilitățile respective și financiare de achiziție și nici nu poate urmări. Eu m-am convins, haideți să mă laud așa un pic, dar nu prea mult, să mă autolaud, că în dicționarul meu enciclopedic Eminescu am vrut să dau o imagine a lui Eminescu așa cum apare în enciclopediile lumii. M-am dus, bineînțeles, unde? La Biblioteca Academiei Române. Și mi s-a spus, zice, domnul academician, nu mai primim enciclopediile mari ale lumii, nu le avem. Și atunci eu a trebuit să caut pe contul meu, să mă uit. Noroc, la Veneția am dat de o enciclopedie catolic și am văzut că se dă două pagini despre Eminescu. Apropo de enciclopedie britanică, este, după mine, deși s-a colaborat și cu Academia Română, despre Eminescu se dă un sfert de pagină. Despre Dostoievski se dau vreo 10 sau 12 pagini. E mare Dostoievski, nu zic. Dar chiar în proporția asta îi dai lui Eminescu un sfert sau jumătate de pagini și lui Dostoievski îi dai 12 pagini de enciclopedie, cred că nu este just. Aici s-a păstrat, cred că, foarte bine. Deci, dimensiunile, vreau să vă spun că limba, ca asta am urmărit eu și cu domnul profesor Bahnaru, e scrisă într-o limbă riguroasă, literară, corectă, aici nu o să avem probleme. Deci, enciclopedia cere și această rigorozitate. De terminologie nici nu mai vorbim, s-au lucrat savanții, oamenii de știință care cunosc bine domeniile și care știu bine și terminologia. Nu vom avea probleme nici la acest capitol și de Doamne, domnul director Manolache și dragi colegi, să ajungem că am acoperit doar cât? Nici două litere. Știm HD-ul unde s-a oprit? La bărbat? Da. Deci avem foarte mult de lucru. Sperăm că vom rezista în timp și vom rezista și acestui flux extraordinar de informație. Eu am fost un pic cu aceasta închei. De enciclopedist am lucrat un pic, dar foarte puțin, la enciclopedie sovietică moldovenească, cea cu copertă neagră. Nu știu de ce nouă moldovenilor ne-a revenit coperta neagră. Poate că era un simbol. Diploma nu. Da, dar la literatura și arta Moldovei am lucrat chiar cu și acolo, probabil și acum sunt articole care rezistă și astăzi și vreau să spun că aici e cu totul un alt nivel intelectual, un nivel care de acum ține cont de tot ce s-a făcut în știință și națională și a noastră și cea din întreagă lume, așa că doresc succes directorului, celor care colaborează, celor care lucrează, așa stau cu nasul în hârtie, succese în continuare și sperăm că ajungem la litera care este în alfabetul latin Z. Ia. Nu, ia nu merge. Ia că ne oprim imediat după, dacă e vorba de ea, la Basarabia, înainte de lânt. Da, succes în continuare. E o realizare excepțională și cred că trebuie să ne bucurăm. Ne bucurăm și așa cum spunea domnul academician Hurduic,
va fi apreciată la justă valoare. Sigur că vor fi și cei care ne vor aprecia la injustă valoare. Dar, mă rog, păreri poate fi diferite. Apreciere unilaterale nici avem, nu trebuie. Avem ce discuta și avem de la ce porni discuțiile și aprecierile. Succes în continuare! Am deosebită plăcere să ofer cuvântul unui din fondatori a școlii fizicienilor din Republica Moldova, domnul Ahâncean Mircea Bologa. Participăm la o întâlnire de suflet și pentru suflet. Ar părea este o prelungire a frumoaselor sărbători de iarnă la care enciclopediștii noștri vin cu un cadou frumos și prețios. Este nu numai o ediție enciclopedică, este însăși enciclopedia. Este rodul muncii dumneavoastră și merită tot respectul. Ați spus frumos, este o îngemânare a trecutului și prezentului în numele viitorului. Este o promovare reușită a imaginii țării. Să sperăm va avea reflecția așteptată. Acum 10 ani, în martie 2007, prin decret prezidențial, a fost constituită Comisia de Pregătire a Editării Enciclopediei Moldovei. Au fost numeroase ședințe la care erau cu mult mai multe întrebări decât răspunsuri și soluții. Dumneavoastră, mă adresez colectivului, le-ați depășit cu brio. Institutul astăzi reprezintă un colectiv bine închegat. Cred că planurile la fel vor fi îndeplinite, depășite cu succes. Recent, la Consiliul Științific al Institutului, la ședința de totalizare, am admirat rezultatele anului. Am venit cu propunerea de a edita culegerile academice, culegerile enciclopedice, Academia de Știință a Moldovei în decenii. Dragi colegi, ceața negura timpului acoperă trecutul. Ar fi probabil o scăpare din vedere sau poate chiar o greșeală să-l dăm uitării. Să profităm de situația când printre noi mai sunt întemeitori ai științei academice și una este când informația o acumulezi din biblioteci și alta când o descrii din propria experiență. Sper că această propunere va avea susținerea potrivită. Dragi colegi, veți parcurge o cale interesantă, aș spune impresionantă, 10 volume. Fie ca fiecare din acest volum permanent să fie așteptat. Iar pe dumneavoastră să vă însoțească bucuria împlinirilor și aprecierilor binemeritate. Mulțumesc foarte mult, domnule Cămicean. Sunt absolut convins că
ideea iluminării, ideea care a fost pornită în secolul XVIII, nu a dispărut și în zilele astăzi. Și în cea mai mare parte, promotori a acestor idei lumini sunt filozofi. Și cu mare plăcere aș dori să ofer cuvântul domnul atunician Alexandru Roșca, care este parte componentă a Colegiului Redacției. Da, mulțumesc. Suntem prezenți la un eveniment foarte semnificativ, lansarea primului din cele 10 volume preconizate ale Enciclopediei Republicii Moldova. Da, este primul pas, dar cea mai îndelungată cale începe cu primul pas. Așa că primul pas este deja făcut, rămâne să dorim colectivului Enciclopediei, conducerii Academiei, să dorim, să le dorim succese pentru a parcurge restul distanței de timp și să fim prezenți la lansarea ultimului volum al Enciclopediei. Sperăm că Enciclopedia, volumul ăsta, precum și celelalte care vor urma, să dăinuie neclintit în timp, să servească drept sursă științifică, bază instructivă, educativă pentru generația de astăzi și pentru celelalte generații care vor urma. Și, desigur, să nu se întâmple cum s-a întâmplat cu Enciclopedia franceză, da, când a fost aruncat în Bastilia împreună cu multe personalități care de atunci erau nedorite regimului existent în Franța de pe vremuri. Deci Enciclopedia a fost întemnițată în Bastilia. Da. Deci, desigur că ceea ce facem, ceea ce urmează să mai facem, va fi făcut în așa fel ca să dăinuie într-adevăr în timp și să fie o ediție dintre cele perene la care de fiecare dată se vor adresa cei doritori de a studia un eveniment, un fenomen, o situație sau altă. Desigur că ferice, din suflet, toate instanțele Academiei care au inițiat, au participat la pregătirea acestei ediții. Începutul este bun, rămâne să dorim succese pe viitor. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, mulțumesc, domnule Dâncean. Importanții apariției acestei cărți, apariției Enciclopediei, și în primul rând pentru imaginea Republicii Moldova. Imaginea atât în țara noastră, cât și peste hotare. De aici aș dori să adaug ceva la acest moment. Lucru care n-a fost menționat anterior. Apariția Enciclopediei Moldovei vine în timpul nu cel mai strălucit pentru țara noastră. Nu cele mai simple timpuri avem, și mai ales în domeniul economiei, finanțelor, etc. Fiecare din cetățean al Republicii Moldova privește destul de atent la ceea cum se dezvoltă, încotro se dezvoltă țara noastră. Și la acest capitol eu consider că are de spus multe știința economică la această lumină. Ar dori să ofer cuvântul domnului Atunican. Vreau să mărturisesc că ieri seara am avut o frumoasă ocazie să răsfoiesc o carte. O carte tipărită pe o hârtie artificial învechită, dar care m-a impresionat foarte mult.
carte care se numește Chișinăul nostru necunoscut, autorul avându-l pe Iuri Colesnic. Și răsfoindu-o un pic, oprindu-mă la unele imagini, texte, mă gândeam cât este de bine că cineva, cândva, s-a gândit să ne lase câteva fotografii de epocă, să generalizeze multe informații, să le sistematizeze despre oameni, evenimente, fenomene care au avut loc atunci 100, 200 de ani în urmă, pentru ca să avem și noi acces la aceste valori acumulate de omenire și redate în această frumoasă carte recent apărută. Am făcut-o pentru a trece la o analogie cu Enciclopedia Moldovei care apare astăzi și care, prin esența ea, este rezultatul unei munci academice. Ori, Enciclopedia este un compendiu lexicografic, așa am găsit eu, prin care se sistematizează cunoștințele. Cunoștințele umane. Este o operă. Și care sunt absolut convins că, așa precum mi-a plăcut mie deosebit de mult cartea pe care am citit-o ieri, și această lucrare, peste zeci sau poate sute de ani, va fi de un folos real și va fi poate mai mult decât astăzi apreciată de către urmașii noștri. Și eu mi-aș dori ca această carte să apară în toate bibliotecile din Republica Moldova. Eu mi-aș dori să apară și să fie și în biblioteca mea personală, de rând cu altele pe care le mai am, prin care să mi-o facă mai bogată decât este astăzi. Eu vreau să aduc felicitări echipei care și-a adus un raport deosebit în vederea apariției acestei lucrări. A fost o muncă, cred eu, foarte migăloasă, dar în același timp și foarte creativă. Să vă zic că eu îmi doresc să am în biblioteca mea nu doar primul volum al acestei lucrări și următoarele nouă, deci îndemn conducătorul echipei domnul Manolache, multă inspirație în muncă și izbândă în ceea ce vă propune să faceți, că faceți un lucru de real folos pentru societatea noastră și este o muncă care într-o totul se încadrează în specificul activității noastre de muncă academică. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, stimate domnule Acămician. În același timp, cu aceea ce a menționat domnul Acămician vis-a-vis de vizibilitatea, imagine, eu aduc aminte că câțiva ani în urmă, în incinta organizației de păcărare economică a Mării Negre, am efectuat o expoziție a cărților poștale cu imagini a Chișinăului și a Basarabiei. Și vreau să vă spun că peste 120 de cărți poștale, imagini din secolul XIX și începutul secolului XX au fost expuse și a trezit un interes enorm între vizitatorii, între acele reprezentanți a celor 12 țări care fac parte a acestei organizații. Deci asta tot este un fel de vizibilitate, extinderea imaginii a țării noastre peste hotare. Și sper că acele materiale care sunt reflectate în enciclopedia care fac istoria țării noastre, a să contribuie la bună cunoașterea și a statului și a oamenilor care trăiesc aici. Și la acest capitol consider că cel mai bine poate vorbi despre istoria membru corespondent a Academiei de Științe a Moldovei, domnul profesor universitar Dimitru Dragnea. Vă rog. Eu am atribuții la enciclopedie începând din anii 60, fiind împreună cu domnul Mândocanu, cunoscut filolog, în redacție enciclopedie Sovietului Socialismului Moldovei. Primele volume acestei enciclopedii se dorea atunci de a fi o enciclopedie adevărată și era o grupă de oameni foarte entuziasmi. Lor le permitea să lucreze cum doresc ei, Echim Sergeievici Grosu. Însă, la un moment dat, primul volum care ca și astăzi era gata, a fost dus la Comitetul Central. La Bastilia. Da. După care, domnul Mândăcanu, mulți alții, inclusiv subsemnatul, am scris cereri să plecăm de la enciclopedie. Iată că acum nu mai este așa ceva. Și enciclopedia noastră de astăzi, aici nu s-a vorbit, se deosebește radical de cei care au fost cândva. Cândva era, ce era enciclopedia? Era o editură.
Era editoră, editoră enciclopedie. Acum e o instituție științifică. Asta e deosebire foarte mare. Și foarte mulți întreabă, oameni buni, unde e primul volum? Au ieșit vreo 10 cărți. Unde 10? Ce se poate? Vreo 20. Da. Dar volumul nu-i. Eu le lămuream, domnilor, anume că ies aceste cărți, vor fi buni și volumele, pentru că se fac cercetări. Și iată aceste, eu cred că acest merit, în aici noi nu putem să trecem cu vederea, atât aparține, s-a vorbit aici, președintele Academiei, dar și directorului Institutului, domnului Constantin Manolache. Constantin Manolache a știut să unească în jurul său o echipă de oameni care știu să colaboreze între ei. Deci ei se completează unul pe altul. Știți, am lucrat cu ei, lucrez cu ei de acum undeva vreo 5-6 ani și totdeauna rămân foarte mulțumit de acele activități, relații care le stabilesc cu lumea lor. Deci e că eu nu pot să nu spun că astăzi noi felicităm colectivul, felicităm direcția, dar felicităm și pe cei oameni care în toată ziua acolo vin și lucrează. Aici s-a vorbit de Dină Țăruș care conduce, de vecinul meu, Xenofontov. El cred că dacă îl trezești la ora 2 de noapte, el tot o să spui care e situația în enciclopedie. A lucrat împreună Mihai Adauge, văd că nu și-a găsit loc, stă în picioare, dar lucrul lui, el foarte multe idei. Chiar eu când vin cu articole, mă aduc întâi la dumnealui și noi le discutăm împreună ce scoatem, ce mai adăugăm, ce mai facem. Tot așa putem vorbi și de Mihai, de Mitru Ghițiu, Larisa Noroc, de Daniela Hădârcă, de a noștri redactori, Vitali Țurcanu, Nicolae Pogolșa, Valeriu Oprea și redactori Elena Varzar și Elena Pistrui și vreau să spun că un bibliograf foarte bun este care le ajută aici, este Silvia Golban. Iată, eu am vrut special acești oameni să-i numesc ca să sună și astăzi, ca ei să însuflețească mai departe, să lucreze tot așa cum lucrează și acum. Deci, însă, dacă ar fi fost numai aceștia, desigur că am fi avut o redacție. Dar noi avem o institut științifică, pentru că când a fost aici, se făcea acreditarea, se căutau câți doctori habilitați în enciclopedie, câți membri a Academiei, și eu atunci le-am spus, domnilor, la enciclopedie lucrează întreaga Academie. Deci, anume zic, această instituție a unit întreaga Academie în ceva unitar. Înainte parcă era așa, secția socio-umană, secția biologică, amul tot s-a unit aici. Și unindu-se, au spus ultimul cuvânt a științei. Enciclopedie e foarte ușor de făcut, domnilor. Și unii încercau și eu le întorceam înapoi. O luat și-o copiat, o tradus din alta și totul în regulă. Nu-i chiar așa. Trebuie de consultat cu specialistul respectiv să fie ultimul cuvânt al științei. Și ei anume așa făceau. Acest colectiv. Și domnul Furdui știe de câte ori s-au adresat la dumneavoastră sau la domnul Bologa. Deci, iată că anume această atitudine științifică, această colaborare a întregii Academiei a și determinat apariția acestei lucrări științifice. Aici se vorbește că lucrarea aceasta poate fi criticată, că sunt de alte viziuni. Știți, noi când redactam această lucrare, când ne străduiam, căutam să spunem faptele. Nu, eu când găseam undeva chiar unii deci, autori, începeau să scrie emoții despre personalitate, știți, eu scoteam toate emoțiile, lăsam numai să vorbească faptele.
Și aceia acum care vor ca să ne pună la îndoială ce noi am scris, lasă ei acești fapte să le pună la îndoială. Să vedem, ori putea face, să le fie greu, dacă nu ar falsifica numai. Eu cred că această direcție care e luată astăzi de enciclopedie, adică apariția volumilor, în contextul unor șir de lucrări, deci auxiliare, să le zicem, dar ele nu sunt auxiliare, adică pe diferite ramuri, e acea direcție corectă care să permită ca după un timp anumit de ani să avem noi acea enciclopedie cu care noi să ne mândrim. Domnul Furt, eu vreau să mă mai spun o chestie. Ați vorbit că ea are un caracter universal, dar totodată aceasta este enciclopedie națională. Ea nu e numai universală. Deci istoria, știința națională se află în contextul celei universale. Adică, cei ce este la noi, în contextul istoriei, limbii, literaturii românești, pe urma europenii și a întregii lume. Numai așa ea poate fi o enciclopedie adevărată care e încadrată în acest spațiu întreg. Dacă noi, că tot ne spunea, scriți numai despre voi. Ce vă trebuie voi dumneavoastră să scriți despre Anglia sau nu știu cine? Nu merge. Trebuie totul să fie spus, încadrat în contextul universal. Iată, noi acum pregătim o istorie a Moldovii, să zicem. Dar istoria aceasta e încadrată în spațiul românesc, în spațiul este european, în spațiul întreg european și în general. Deci totul merge încadrat și atunci se vede locul, importanța și cei care pot să încerce să pună la îndoială, lasă-i să încerce dacă mai pot face acest lucru sau numai să facă vorbă. Iată, asta am vrut să vă spun că deci eu susțin așa direcție de cercetare care e luată în această instituție. Eu cred că dacă și mai departe, tot colectivul Academiei, și eu spun nu numai a Academiei, dar în general, deci toată deci, lumea academică să are în vedere din întreaga Republică și în afară, ori pune umărul, noi, într-adevăr, vor trece ani și ne vom mândri că am lăsat ceva frumos. Și asta avea acel monument științific pe care generația noastră îl lasă celor care vin. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim foarte mult, dumneavoastră ați menționat activitatea echipei care a muncit foarte mult la acest volum. Și ați spus, nu știu dacă întâmplător, faptul că dacă trezești pe domnul Ponto la ora 2, poate spune multe lucruri care se întâmplă în cadrul enciclopediei. Deci spun că nu întâmplător, fiindcă ultimul material care a fost trimis mie, a fost trimis la ora 2 noapte. Astăzi. A apărut aici? Nu, de altă datură. De altă datură. Deci te duci că el la ora 1 se trezește. E greu de trebuie. Să știi când lucrează. Am lucrat de faptul că pe lângă multe articole materiale care țin de viața, activitatea spirituală, intelectuală, sunt și articole care ce țin de istoria materială. Și la acest capitol aș dori să ofer cuvântul doamnei membru corespondent Mariane Șlapac, care ne mijlocit să o ocupă cu istoria materială a țării noastre. Da, mulțumesc frumos! Este o mare onoare astăzi de a vorbi aici la această sărbătoare, lansarea primului volum al Enciclopediei, care este un proiect, într-adevăr, un proiect foarte reușit și cred că încă un proiect de durată și dacă se vor respecta aceste tempuri, că practic un volum este o literă, poate să fie și nu 10 volume, dar să fie vreo 25 de volume. Așa că de lucru este. Și astăzi chiar vreau să amintesc începuturile acestui proiect, care nu erau deloc ușoare, când mai multă lume
savant, mai multă lume din societate își punea întrebarea: ne-ar trebui o enciclopedie, nu ne-ar trebui o enciclopedie, când erau mai multe controverse, mai multe discuții, când noi am avut, iată, domnul Călucean Drog a menționat, mai multe ședințe, ne-am adunat și totuși, până la urmă, cercetătorii științei, fiice Academiei de Științe, a decis că este un proiect foarte bun și trebuie să meargă. Chiar și regretatul Matkovski își punea semn de întrebare, ce ar fi din această enciclopedie? Iată, Cheianu își punea întrebare, ce ar fi din această enciclopedie? Și până la urmă, după, desigur că o alegere foarte reușită, care era directorul doctor habilitat Manolache, eu cred că un procent colosal de reușită e datorită acestei personalități, deoarece atunci când se începea selectarea directorilor, unii veneau și spuneau că ar trebui vreo 300 de oameni, alții spuneau că ar trebui o clădire, nu mai știu de câte camere, că ar trebui un termen, nu știu de câți ani, dar anume directorul Constantin Manolache a fost acel care o mână, absolut o mână de oameni, entuziaști, care cărora le străluceau ochii. Deci a pornit acest proiect, a adunat mai multe lume, era și un regim special de lucru, când se lucra, erau niște perioade când se lucra 24 de ore, deci erau vacte 8 ore, 8 ore și 8 ore, și până la urmă a apărut primul volum. Deci noi toți ne bucurăm foarte mult că acest institut de studii enciclopedice vine practic în fiecare an cu una, două, trei, chiar și mai multe realizări care sunt bine văzute în societate, care primesc premii, care sunt foarte căutate. Multe lume, am mai discutat noi de mai multe ori, ar dori să cumpere aceste volume, dar din păcate proiectul până când, proiectele până când, deci așa e stabilit proiectul că nu pot să fie cumpărate, cine știe, poate undeva ceva se va schimba. Și aceste lucrări, desigur că sunt foarte căutate, va fi căutat și acest volum, înțelegeți, totuși, noi vorbim de adevărul științific, da, adevărul științific, aici, într-adevăr, la bază s-a pus adevărul științific și totuși adevărul nostru este relativ, deci se va, 2-3 ani ceva se va mai adăuga, încă câțiva ani din nou, deci este vorba de un proiect foarte viu, în permanentă dinamică, dezvoltare, completare și noi înțelegem acest lucru foarte bine. Mă bucur că în colectivul de autori, în colegiul de redacție, au fost adunate, într-adevăr, cele mai, știu, strălucite personalități din lumea savantă a Republicii Moldova și vreau să doresc ca acest colectiv, care a evoluat foarte mult, care are deja o mare experiență, deci să aibă plăcere și în continuare de realizarea acestor volume și noi să ne bucurăm de apariția unor asemenea ediții. Mulțumim foarte mult, mulțumită doamna Mijor. Deci, dumneavoastră, foarte corect ați menționat că fiecare an apare ceva nou în ideile la mine de știință și conform unor studii, deci, a științifice, deci, renovarea totală a cunoștințelor se face aproape fiecare 5 ani, adică peste 5 ani. Sigur că peste 5 ani ar fi posibil de editat enciclopedia nouă, dar acele idei, acele date, fapte care sunt reflectate în enciclopedia respectivă, sper că vă trăi mulți, mulți ani, aducând aport nu numai pentru știință, dar și pentru cultura națională. Fiindcă imposibil de vorbit sau de vizat știința de cultura generală. Și în această lumină aș dori
să ofer cuvântul unul din prominenți reprezentanți a culturii naționale, domnul Vlad Pohilă, vă rog foarte mult. Să popularizeze, să promoveze cunoștințele, să culturalizeze pe cât e posibil poporul, lumea care mai citește. Ca lector, pe ultima sută de metri, am făcut o revizie a acestui volum, pot spune că și ca om care sunt cumva preocupat de lucrările similare, acest volum răspunde exigențelor standardelor europene. Este absolut comparabil cu admirabile enciclopedii din țările baltice, mă refer la cele mai apropiate, și chiar la cele gen la rus. Se vor găsi unele scăpări, unele advertențe, inadvertențe, posibil, nu este exclus. Dacă știți, probabil că generația mai în vârstă știe, în perioada de ocupație sovietică, adică un RSS, era o tradiție neoficială. Lucrările lui Lenin, ale lui Marx, Engels și Marea Enciclopedie Sovietică erau citite de 7 ori, redactate, lecturate de 7 persoane diferite, 7 perechi de ochi diferite. Cu toate astea apăreau scăpări. Nu pot spune despre opera lui Lenin, pe care am citit-o, desigur am fost obligat să o citesc, din 55 de volume, cred că vreo 25, așa, dar în Marea Enciclopedie Sovietică am descoperit stupefiat un zero la o cifră care indica populația unei țări baltice, cred că Letonia, și reieșea că are 25 de milioane în loc de 2,5 milioane. Deci apăreau și acolo. Acum, lucrând la această carte, la acest volum cu adevărat monumental, nu exagerez de fel, țin să-mi exprim recunoștința domnului profesor Constantin Manolache că m-a tras. Am lucrat cu pasiune, cu drag și recunosc, cu contrar unei moralități, unor exigențe, să spun așa, morale, cu un sadism. Descopeream fiice scăpare, fiice greșeală și o reparam, convins că astfel va fi o carte bună, necesară, utilă. Felicitări tuturor celor care au făcut eforturi să apară această carte frumoasă. La sigur, peste ani s-au vorbit de bine și va fi obiectul mândriei celor care au făcut-o. Și vorba poetului Lucian Blaga, domnul Cagea, nu greșesc. Orice început se vrea fecund. Sperăm să ajungem și la volumul 10, cel puțin o parte dintre noi care au început. Mulțumim! Toți! De aceasta nu am optimistică, nu am. Eu aș dori să mă întorc la cuvintele care au fost exprimate de către academicianul Mihai Cempoi vis-a-vis de limbajul acestei enciclopedii. Foarte echilibrat, clar, foarte mustos, aș spune eu. Și la acest capitol aș dori să ofer cuvântul domnului director al Institutului de Filologie, doctor habilitat, Vasile Bahnar. Deci, lucrurile informative au obiectivă în linie. Au făcut mai, înainte de Hristos 45 sau cât de volume aveau. În antichitatea greacă și latină, de asemenea, au fost. Sigur că cea mai cunoscută lucrare de informație, așa cum spune domnul Cancian Răstesnic, e un cunpe de unde se adună informația la zi, așa au făcut încă englezii mai întâi, primul enciclopedierul Efrem ăsta, englezul a fost la baza modelul enciclopediei franceze, Marea Enciclopedie franceze. Pentru toată lumea ea a constituit un model. De altfel, țin să vă să lăudăm românașii noștri, noi suntem a patra țară în Europa care am avut enciclopedii proprie. După Marea Britanie, Franța, Germania, a patra a fost România, de
făcută, drept că nu era enciclopedia lui Diaconovici, făcută la Sibiu 1898-1904, 4 volume, nu era sub egida academică, dar era a patra în Europa, așa că e o chestiune care ține de mândria națională. Nu mai vorbesc, eu chiar aveam nevoie de niște nume din secolul XIX. Mai unde să le caut? Dau din dicționar enciclopedic de Dimitrie Rosetti, scos la 1890, unde se numește contemporanii noștri. Deci toate personalitățile marcante ale secolului XIX le-a adunat acolo și cu mici informații, activitate, ce a făcut. Dacă facem abstracții de aspectul ideologic al enciclopediei sovietice moldovenești, să știți că e o sursă de informații foarte bună și aceea. Nu mai vorbesc de literatura și arta, cele două volume. Pentru că în altă parte, dragii mei, sigur că nu avem noi nevoie de informații despre Mulgătoarea X și despre eroul Unii Sovietice, cel care fura noaptea, dar ziua era în preziliu. Nu, nu ne trebuie aceea, dar cât ține știința, cultura, acolo le găsim. Așa că i-aș obiecta domnului director Malonache să nu zic că chiar pe loc gol am făcut. Chiar lucrările precedente, că nu mai vorbesc de enciclopedia sovietică, literatura și arta Moldovei, de Cineu, volumul, și așa mai departe, de volumul precedent Republica Moldova. Deci, terenul a fost pregătit, bine, s-a făcut. Și încă un moment vreau să vă spun, aici, dacă urmărim istoria lumii, toate regimurile căutat, regim fără conotații negative, vă rog, au căutat să prezinte starea de spirit, adică știința, cultura unei epoci. Noi nu facem decât aici să prezentăm, uite care e situația astăzi. Peste, chiar dacă se înnoiesc cunoștințe, nu se înnoiesc, oricum apar personalități noi, oricum apar elemente chimice noi, să știți. Și asta nu e. Nu ne părea că tabelul Mendeleev e bătut în cuie, pe naiba. Acum au mai descoperit încă un element. Eu am sunat președintele nostru, zic, uite, elementul cu tare a apărut. Pe urmă, el chiar a pomenit într-o discuție, într-o cuvântare. Deci, totul e în continuă mișcare. Și zic, vorbeam că e reflect o anumită epocă, mai mult ca atât. Eu nu știu cât va dura Republica Moldova ca stat. Dar Domnul să fie unirea, așa e părerea mea, eu nu vă impun, dar părerea mea. Dar dacă cineva va vrea să afle ceva despre perioada asta, peste 100, peste 200, o să afle anumite în această enciclopedie. Ea, alături de imn, sunt simbolurile naționale. Vrem noi sau nu vrem, dar sunt. Avem steagul nostru, avem imnul nostru, avem, ce mai avem, poftim monede, avem simboluri. Și deci, eu ar zice că enciclopedia este cartea de vizită a Republicii Moldova. Și ultimul moment, cât privește universal național. Orice enciclopedie este, în primul rând, națională. Asta să fie clar. Pentru că dacă ar fi vorba de universalism, am citit-o pe cea engleză, Marea, da, și bună ziua și la revedere. Noțiunile științifice de bază sunt, dar niciodată acolo nu o să găsim că avem și noi savanți. Nu o să găsim multe și multe. Uite, de exemplu, eu aflu, chiar vorbea cu domnul Acnelcean, zic, băi, zic, uite, Henry Hudobei a descoperit un element care al 27-lea, acelea elemente de cine, și i-a zis Moldaviu, fiți atenți, Moldaviu i-a zis, la Mendeleev a lăsat loc și i-a zis
E cu goniu, nu știu cum acolo, adică rămâne de descoperit. E ca da, e da, semnul că... Da, nu-i descoperit încă, dar asta l-a descoperit. Pe urmă, ulterior l-a descoperit un francez, îmi pare că și i-au zis frangiu. Deși el inițial a fost numit moldaviu. Înțelegeți? Lucru care noi nu vi le găsim în enciclopediile franceze sau britanice. Deci eu vă doresc succes în continuare, în măsura posibilităților. Noi vă acordăm ajutor, cum lucrăm, la mai mult și la mai mare. Referința la universalismul, deci în viziunea mea, apreciez principiul universal, dar conținut național. Deci această ambianță de două părți este reflectată în această enciclopedie. Deci, și acum, universalismul se vede și în discuția dumneavoastră. Eu prima dată am avut un filolog vorbește despre chimie. Deci, asta lucru tot foarte, foarte important. Știți, domnul Mă bucur de suflet. Stimați colegi, deci aș dori să ofer cuvântul în continuare domnul doctor habilitat Valeriu Dorghieru. Enciclopedia este cartea de vis a unui neam. Eu cred că lucrul ăsta mai mult se referă la noi astea asta care suntem între două civilizații și din păcate nu prea știm a ne promova sau a ne cunoaște personalitățile. Eu vreau să aduc un caz și aș spune, dacă ar fost această enciclopedie editată ceva mai înainte, cazul respectiv n-ar fi avut loc. În 2012, Poșta Moldovei scoate un timbru, era centenarul unui mare inventator, Gheorghe de Botezat. Vă puteți găsi undeva, puteți citi, scris Gheorghe de Botezat, rus, mai departe american. În realitate, chiar și numele, probabil, spune, vorbește despre lucrul ăsta, în realitate este chișinăuian, a lucrat și la Sankt Petersburg, și la Iași, și a lucrat în marea majoritate a timpului în Statele Unite. Cel care a inventat, practic, unul din primele elicoptere, dar puțin din... Chișinăuian nu-i națiune, dragă. Nu. Și iată, vorbim despre... Ăsta e un caz. Dar la sigur pot fi găsit și alte nume uitate care, din păcate, nu și-au găsit locul într-o enciclopedie. Sper în această enciclopedie, în cele 10 sau mai multe, cum s-a spus aici, volume, să fie inclusi mai mulți personalități pe care, din păcate, noi le cunoaștem. Și, cum s-a spus aici, de fapt, la un copil, cel mai important este primul pas. Colectivul care a lucrat asupra acestui volum au făcut primul pas, este cel mai important, dar evident sunt important și alt pas, să se ajungă la litera Z. Le doresc succes! Mulțumesc! Domnul profesor Danilă, vă rog frumos! Eu nu sunt sigur că voi ajunge la 10 acest enciclopedic la marcarea acelui eveniment, dar aș vrea foarte mult ca să fiu la primul volum a unei enciclopedii care ar însuma valorile noastre culturale. Mă refer la o enciclopedie literatura și arta de tip nou, cu tot ceea ce s-a întâmplat după 91 încoace, pentru că cât de binevenită n-ar fi fost acea enciclopedie, pe bună dreptate, literatura și arta care a fost editată anterior, cred că ar fi
o situație fericită dacă Institutul Enciclopediei se va gândi și la o ediție a unei noi enciclopedii despre literatura și arta noastră. Mulțumesc și felicitări pentru acest volum. Vă mulțumim foarte mult, mă stimați de profesor. Mai sunt doritori? Dar vă rog foarte mult. Ideea mea s-a oferit de domnul profesor Bacar, dar o susțin cu toată căldura. Domnul profesor Dobieru a pronunțat numele Gheorghe de Botezat, având internetul pe telefon, am deschis imediat, i-am văzut poza, biografia, lucrarea. Deci e bine că avem enciclopedia tipărită pe hârtie, dar ar fi cu mult mai bine. Ea oricum este în calculator. Dacă ne-am gândit și la aceea... Format electronic, adesea. Accesul ca variantă electronică, așa cum este. Deci nu doar 2500 de volume ar fi accesibile în biblioteci, dar ar fi accesibil pentru toată lumea. Vă mulțumesc foarte mult. Eu sper că acest lucru a să fie auzit și deci a plecat în viață. Stimați colegi, dacă nu sunt alți doritori de a exprima viziunea, poziția față de acest eveniment, această enciclopedie, aș dori să spun și eu câteva cuvinte, dar în același timp să menționez un fapt. Că orice bucurie, dar lansarea acestei enciclopedii este bucurie atât pentru Academie de Știință a Moldovei, cât și pentru întreaga societate, întreg poporul nostru. Dar nicio bucurie nu este fără un pic de amar. Așa și aici noi, eu pot să spun că există un element de regret. Eu regret de faptul că acel care în cea mai mare parte a fost motorul și inițiatorul acestei enciclopedii, mă refer la domnul președinte Academiei de Știință, Gheorghe Duca, nu poate fi astăzi prezent aici din cauza că se află în spital. Deci eu sper că ca să exprim opinia comună a tuturor, să dorim sănătate dumnealui și la lansarea acelui volum de-a doilea, dumnealui va fi prezent și va ține cuvântare. În același timp, stimați colegi, eu aduc sincere mulțumiri tuturor care au participat la acest eveniment, la această lansare, care au ținut cuvântări și eu sunt dator să menționez acest lucru. Aș dori foarte și foarte mult că toți care sunt prezenți aici și care au ținut cuvântări să vadă și volumul 10. Multă sănătate dumneavoastră! Cele bune!